Hei, eu, salutare bărgănași galbeni, negrași, rotunzi și profunzi, bine ați poftit la primul vlog de pe acest canal. Am ales în primul vlog să testăm The Burger Factory pentru că este un restaurant doar cu burgeri și acest canal este destinat doar burgerilor. Este primul restaurant românesc, cred, care are și un restaurant în Dubai, primul brand românesc care are și un restaurant în Dubai. Și de asemenea, al doilea motiv pentru care am ales acest restaurant este că are foarte multe rețete de burger în meniu, în jur de 100 de rețete și ca și surpriză are și câteva rețete dulci, foarte, foarte interesante. Nu știu dacă o să le testăm tot astăzi, că nu ține parte neapărat de burger, dar o să vedem. Păi, deci gândiți-vă că ne-a adus acum meniurile și peste tot pe aici, în toate paginile astea, deci toate paginile astea sunt doar cu burger. Mie mi se pare ceva genial, incredibil. Super multe feluri de burger. Asta este și motivul pentru care v-am zis că am ales acest restaurant. Chiar mi se pare super tare. Și au și chestii de genul. Și aici au ceva cu meniu mici burger. Da, mi se pare interesant lucrul ăsta. Adevărat vă zic. Ne hotărâm. E foarte greu să ne hotărâm și vedem ce comandăm. Probabil o să filmez puțin și aici la bucătărie, că aici cu bucătăria open space, pot să vezi în bucătărie, o să întreb dacă tot e ok, o să încerc să filmez. Deci efectiv stăm de 10 minute, cred că, așa, și noi nu știm ce să ne comandăm. Se pare imposibil să găsim ceva de comandat, nu știu, nu găsim nimic să ne placă. De fapt, multe ne plac și nu ne putem hotărâ. Chestia super interesantă, mi se pare că tu te hotărăști la meniu și după te duci la bar, așa, și îți dai comanda și în același timp poți și plătești. Zic că e interesantă chestia asta pentru că nu trebuie să mai stai să mai aștepți după notă, să mai vină chelnerul cu nota și așa mai departe. Pur și simplu, ai comandat, ai plătit, termin de mâncat și ai plecat. Pierzi mai puțin timp în felul ăsta. Și mănânci, na, și mai bine, că știi că ai plătit, nu îți iei de o grijă, nu mai stai cu stresoare. Cât costă să vedem dacă am bani? Ați prins-o? Cum ați văzut, sunt super multe tipuri de burger în meniu și... Da, îți ia super mult timp să te hotărăști, pentru că toate îți fac cu ochiul și arată super bine, cel puțin din denumire îți dai seama că sunt fără poze. Sincer, aș fi preferat parcă să fie poze la fiecare parte din meniu, că în felul ăsta îți faci o idee mai... îți faci o idee despre cum arată burgerul, pentru că au niște denumiri din astea super wow. Spre exemplu, mi-am comandat, azi cum mi-am notat pe telefon, Don't be an idiot burger. N-am și cea mai mică idee de cum o să arate burgerul ăsta, pentru că nu e ceva de numire, cheeseburger sau... Și în felul ăsta, cu tipul ăsta, cu comanda asta, că te duci și comanzi aici, aici e barul, și în felul ăsta economisești timpul ăsta pe care îl pierzi în meniu. Deci, practic, tot acolo e la final, dar dacă ar mai fi stat să mai vină chelnerul și după asta să... mai aștept și după notă, clar ai pierde mult mai mult timp și până mănânci probabil un burger imens, cred că a mea are vreo 900 de grame, îți dai seama că până îl mănânci îți ia o grămadă de timp și nu stai 4 ore la restaurant. Cel puțin asta e părerea mea. Dar hai să vedem când o să fie burgerul. Deci bă, băieți, au venit burgerii. Ăsta e ăsta, Don't Be Idiot Burger și ăsta ceva, nu mai știu cum se numea, Meat. Pot să vă zic după cum se numește, bă, sunt extrem de mare, uitați ăsta cât e, are 900 de grame din ce am văzut în meniu, ăsta cred că are vreo 600 de grame, ăsta e al meu și ăsta e al Ilonei, ăsta văd că are și ceva pui aici, și ăștia sunt cartofi cu ceva usturoi și brânză, și aș vrea puțin să-l desfac pe ăsta să vă arăt ce are interior, uitați cum arată, deci are cartofi, sosul ăsta de la Burger Factory, are și un șnițel de pui și are și carne și ceapă caramelizată și ceva salată. Ăsta este, mi se pare, genial. Și în celălalt sunt cartofi. Stai, dau asta ca să vedeți voi mai bine. În celălalt cartofi, bacon și carne. Ăsta era și cu roșii, dar și cu ceapă caramelizată, dar Ilonei nu-i plac nici roșii, nici ceapă caramelizată și așa că am scos-o și mai are și salată coleslau și cam atât. Gustăm și revenim. De fapt, cred că ar trebui să gustăm acum, doar că mi se pare imposibil de gustat. Hai să încercăm să vedem cum facem. O să luăm pe ăsta. Vedem prima dată, încercăm să gustăm fără să-l tăiem. După, dacă nu putem, o să-l tăiem. Deși eu sunt contra mâncării burgerului cu cuțitul. Uitați cât e. Deci e cât capul meu. Da, nu am nici n-am cum să-l muș din el. E imposibil să muș din burgerul ăsta. Hai să vedem. Okay.
pe brațul. Deci am prins așa o gură din pui și din vită și sosul ăsta. Sosul ăsta este genial. Ce aș mai fi pus la burgerul ăsta, parcă simt acum nevoia de puțină salată coleslaw aici lângă. Dar e, stați mai o gură. Stați acolo să mai o gură. Doamne! Să mă știu pe la gură. Mă, băiatul, vă știți cum e? Păi, de capul meu, imposibil așa. Deci n-ați mâncat așa ceva niciodată. Trebuie neapărat să încercați. Dacă sunteți două persoane, cred că ați putea să mâncați două persoane dintr-un burger, pentru că e imens, sincer. Este genial, genial. E și eu la burger. Super bine, interior, sincer. L-am îndurtit cu timpul asta. La ea încă e cu papă și așa bine. Mă dată burger, nu făcea mușcat din el. Deci mai am de mâncat din burgerul ăsta încă jumătate de oră. Testăm acum și din celălalt burger. Tot nu știu cum se cheamă nici acum. Ăsta e mai mic, sincer. Are și bacon, a meu nu mai are și bacon. Baconul e mai lipsă. Sau? Ba nu, are și a meu. Ăsta cred că e relativ la fel, doar că lipsește puiul. Și ăsta e carnea mai condimentată. Orice simte așa că nu are și pui, ori nu dau seama, dar chiar e mult mai condimentată carnea decât la meu. Și e și puțin picantă, cred că are mai mult piper, dacă mă întrebați pe mine. A meu, având și pui, mai are și ceapă și roșii, probabil și mai pierde din condiment, cred că așa e gândită, să aibă toate astea. Dacă scoți un ingredient, două, se simte ceva mai tare. Nu știu dacă are logică ce zic, nu? Da, cam așa, la asta mă gândesc. În schimb, cartofii ăștia am mai mâncat din ei și mi-am schimbat părerea, sunt geniali. Puțin cam tari. Sincer, dacă nu erau cumpărați și erau din aia natural curățați, cred că erau... Îți rupea lumea în două. Dacă sunt buni, sunt super gustoși, dar că singura chestie care a schimbat la ei e să nu mai fie congelați, să fie cartofi curățați normal, că aia e mai moi, e diferit. Super bun sosul ăsta de brânză, deci nu știu ce sos de brânză folosesc. By the way, a venit super repede comanda, cred că în maxim 10 minute ne-a adus comanda și totuși restaurantul e plin, adică la fiecare masă este câte cineva. Burgerașul Rantena de mâncat, s-a mâncat super bine, bă, chiar e bun, aproape că am terminat un burger de la de 900 de grame, sincer. Mă rog, am mai rămas, vreo 200 de grame, să zic, am mai rămas, cartofii aia, v-am zis, super gustoși, singura chestie era că erau congelați. Ilona zicea că la ce flux de oameni aici și n-au cum să facă cartofi necongelați. Dar în rest au fost gustoși, carnea super bine condimentată, făcută destul de bine, sincer. Puiul la fel, ăla din burgerul meu, chiar a fost genial și că mă gândeam la fiecare vlog să vă zic și prețurile și în felul acesta să trageți voi concluzia dacă merită sau nu, pentru că degeaba vă recomand burgeri care sunt super, super buni, dacă costă 200 de lei un burger, pentru că na, dacă sunteți 4 membri în familie, îți comandați fiecare câte un burger, îți dai 10 milioane pe masă, mi se pare cam mult. Așa că, na, de asta prefer să zic și prețurile. La Lilone a fost Animal Style Burger, care e 48 de lei. El a fost ok. Eu am avut Don't Be an Idiot Burger, care e 72 de lei, dar totuși să aveți în vedere că a avut 900 de grame. Am mai avut Garlic Cheese Loaded Fries, sunt 27 de lei, merită, că era o porție super mare. Recomandare, dacă veniți două persoane, să vă luați o singură porție de cartofi, pentru că deja burgeri au și cartofi în ei, au sosuri și e prea mult, de lei prea mult. O cola 9 lei și o apă 7 lei, cred că total fac calculul aici, 163 de lei dacă nu mă înșel. Cam atât. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like și un subscribe la acest canal, o să mai vină multe, multe locații. De asemenea, lasă și în comentarii dacă vrei să testezi eu o locație în locul tău. Dacă ai văzut o locație și ai vrea să încerci burgerii și nu vrei să o faci pe banii tăi, atunci pot face eu asta pentru tine, tu lași în comentarii. Dacă primești like-uri la început, probabil nu o să primești niciun like la comentariul tău, dar după, dacă o să primești like-uri la comentarii,
O să merg eu să testez. Cred că următorul restaurant o să fie unul mai puțin popular, dar care am auzit că are niște burgeri foarte, foarte buni, dar rămâne de văzut. Ne vedem acolo. V-am pupat!